Copiii din municipiul Iedineț vor avea acces la serviciul social Centrul de zi pentru copii în situație de risc, inaugurat de către Asociația Obștească Demos. Centrul Casa Soarelui își propune să ofere servicii sociale specializate de îngrijire în regim de zi a copiilor, precum și o varietate de activități extrașcolare, contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la integrarea lor socială, educațională și familială. O să-i asigurăm sprijinul, protecția, pacea, bunăstarea psihoemoțională și fizică, astfel ca copiii să se simte bine. Cei ce faceți voi, ceea ce face Demosul în esență, nu face altceva decât pune umărul la foarte multe lucruri bune, cu tâlc, deductive și care să au în esență un impact pe potrivă. Voastră, prin munca și prin tot ceea ce timp de mulți ani de zile, ați reușit nu numai pentru raionul Iedineț, dar și pentru regiunea de nord a Republicii noastre, să aduceți un plus valoare la serviciile sociale. Datorită susținerii donatorilor externi Hidenohilfe, Ministerul Federal de Externe al Germaniei, prin intermediul Diaconii Katastrophenhilfe și a Alianței de ONG-uri active în domeniul protecției sociale a copilului și familie, Asociația Obștească Demos a procurat și renovat o locuință în care fiecare copil va avea parte de protecție și sprijin. Centrul va găzdui toate activitățile care le realizăm acum în alt local. Acestea sunt meditații școlare pentru înlăturarea lacunelor școlare, curs de limbă română pentru copii Alolingv, activități recreative și de dezvoltare personală în ludotecă și un club de hiking, de drumeții, care va ajuta copiii să exploreze frumusețea Meleagului Natal. O echipă profesionistă din cadrul Demos ajută fiecare copil care necesită ajutor în integrare socială și educațională. În acest an de studii, peste 250 de copii au beneficiat de servicii și activități extrașcolare. Здесь мы занимаемся выполнением домашнего задания. Elevii frecventează aceste lecții suplimentare pentru a învăța lucruri noi, dar și pentru a-și petrece timpul în activități de socializare cu alți copii. Мне тут очень нравится. Я занимаюсь румынским языком, выполнение домашнего задания и играю в лудотеке. Мне нравится ходить в Демос, то что то у нас тут преподают румынский язык и игротеку. И мы тут делаем домашние задания. Иногда если мы ничего не понимаем, то она просто нам может подсказать что-то. Elevii claselor mai mari au deja progresie la limba română. Aceștia se străduie să comunice mai mult pentru a însuși mai bine materia. În aceste lecții de limba română noi să învățăm limba. Mie m-a ajutat această lecție pentru că eu acum pot înțelege oamenii care vorbesc cu mine. În aceste studii am început să vorbesc mai bine, spunem așa. Eu m-am pregătit la pretestare așa de gine că am scris pretestarea la nota 8. Eu sunt foarte bucuroasă de aceea. Toți copiii refugiați din Ucraina, din clasele absolvente, au susținut testele la limba română cu note pozitive. Părinții sunt mulțumiți de posibilitățile pe care le oferă Demos pentru copiii lor. Помогает нам находить общий язык с ребенком, который дает нам развитие как родителю, помогает нам воспитывать, поднимать что-то, какие-то новые моменты общения с ребенком. Ребенку очень нравится здесь находиться, очень интересные занятия, игровые комнаты. Хочу сказать одни положительные эмоции. Очень все сделано для детей с пониманием, и мы очень довольны как родители, потому что занимаемся, приходим на разные вечера, мы посещаем здесь. Spațiile noului centru pentru copii inaugurat la Iedineț sunt dotate cu mobilier și echipament performant, astfel ca activitățile să fie realizate la cele mai înalte standarde de calitate. Inaugurarea Centrului de zi pentru copii s-a încheiat cu o mare distracție pentru toți copiii, organizată de echipa Ludobusului Asociației Amici de Bambini Moldova. Valoarea totală a proiectului este de 405.000 euro, dintre care 149.613.000 din grantul Ministerului Federal de Externe al Germaniei, prin intermediul Diaconii Katastrophenhilfe și Alianței de ONG-uri active în domeniul protecției sociale a copilului și familie, iar 256.379 euro din sursele Hidenohilfe.